Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Florina Ionițoaie și vă spun bun găsit la o nouă emisiune Chestiuni de Lămurit. Astăzi avem un interpret jurnalist pe post de invitat, de data aceasta, un interpret de muzică populară care face pe jurnalistul sau un jurnalist care face pe interpretul, nu mi-e foarte clar, o să ne spună el astăzi. Bun venit, Cătălin Maximiuc! Mulțumesc mult pentru invitație, dar îmi place, cum ai zis, interpretul care face pe jurnalist și jurnalistul pe interpret. Da, înainte am fost doar interpret, dar acum sunt jurnalist care fac pe interpret. Dacă tot ai zis că faci pe interpretul sau ai făcut doar pe interpretul, interpret de muzică populară. Da, interpret de muzică populară, pentru că de aici am plecat în lume cu cântecul. Știi că nu de fiecare dată Dumnezeu îți scoate în cale multe oportunități. Eu întotdeauna mi-am dorit să fiu la o orchestră sau la un ansamblu profesionist angajat, să-mi pot face cântece, să merg în turnee, să dreg, să mă fac cunoscut și drumurile în viață se mai schimbă. Da. Nu e ca în melodia aceea cu drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată, ci drumurile noastre toate le-am parcurs la mine de nu se poate. Am întâlnit toate. Până mergem mai departe, te rog să mi explici sau să ne explici costumul ăsta sau e costumul jurnalistului interpret de muzică populară, da, sau de ce, exact. De ce te-ai prezentat așa? N-am vrut să vin cu bundița mea. Cea nouă. Nu, bundița mea are o istorie foarte interesantă. Dacă îmi dai voie, o să-ți explic, însă te rog. Am vrut să vin așa mai lejer pentru că pot să stau mult mai bine pe scaun și eu îmi respect costumul. La un moment dat, fac o paranteză, am făcut niște remarci că mulți dintre interpreții noștri nu respectă costumul tradițional, doar se folosesc de el, dar asta e o altă poveste. Da, am venit așa pentru că asta este costumația mea de la radio, pentru că de 27 de ani eu sunt realizator de emisiuni de folclor la Radio România, în speță Radio România Internațional. Am realizat emisiuni și la Radio România Antena Satelor, la Radio România Tineret, am avut rubrici într-o vreme și pe Radio România Actualități. Dacă mă duc într-o delegație, transmitem unde este nevoie, nu se pune problema, chiar și la studiourile teritoriale, însă e mai lejer. Pentru că suntem la capitolul interpret de muzică populară și vom vorbi emisiunea aceasta despre interpretul Cătălin, exact, Maximiuc. Hai să facem așa o incursiune în istorie. Of, Doamne! Hai să vedem cum a început toată chestia aceasta. Deci, când erai mic, ți-a spus doamna învățătoare că ai talent. A, nu, și... stai că eu vreau să mă fac actor. Nu. M-am născut sub semnul zodiacal al Săgetătorului la 7 decembrie 1972. De curând am aniversat 50 de ani. Mulțumesc lui Mulțumesc Dumnezeu. Să fii sănătos. Să rămână. Viață lungă, dragoste și bani în pungă. Doamne ajută la toată lumea. Câmpul Moldovenesc, la maternitatea de sub Poalele Rarăului de acolo, pentru mine Câmpul Lungu este și va rămâne orașul meu de suflet. Am copilărit în satul Gemenea. Copilăria mea se desfășura între Câmpul Lung și Gemenea. Învățătoarea. Nu, mi-aduc aminte că s-a făcut un test. La fiecare... tine era grădiniță? Că la mine, da, n-a fost. Eu n-am prins grădinița. Era un fel de grădiniță. Ah, deci doamna educatoare nu a avut nicio contribuție. Nu mi-a plăcut la grădiniță. Că nu-mi plăcea de doamnă. Și... Dacă îți plăcea, te căsătoriai cu ea. Nu, cu alta vreau să mă căsătoresc, dar asta e. Și vreau să spun că în clasa 8-a parcă s-a dat un test că ce vrem să devenim în viață, ce drumuri vrem să alegem. Și eu am spus că vreau să mă fac actor. Și toată lumea a râs de mine. Și m-a întrebat diriginta de atunci,
De ce vrei să te faci actor? Că vreau să par la televizor. Toată lumea a râs multă vreme de mine. Nimeni nu mi-a dat crezare că eu asta vreau să fac. Și am fugit de la școală odată, mi-a dat bunica 25 de lei și am venit la Suceava, că am găsit eu un anunț în ziar, că Școala Populară de Arte din Suceava organizează cursuri de actorie. Și l-am avut profesor pe Adrian Păduraru, pe un an. După care s-a desființat chestia cu teatru. Au fost, probleme. Reduceri la circuitul pe care a ferat a numărului de trenuri București. Da. Și a plecat Adrian Păduraru la... Era la Teatrul Municipal din Suceava, la Dom Polski acolo. Da. Și a plecat la Iași și rămâneam în pom. Era Petronela Grigore, poate te uiți, de la Liteni, de la Corni. Petronela, o colegă. Eu ziceam, mă duc la muzică ușoară, că era doamna profesoară Sandu Constanța și cu domn profesor Stroie, dar de fapt e Petru Costache. Niște oameni extraordinari, domn profesor Costache încă mai profesează. Și vreau muzică ușoară. Asta zice, bă, de ce ești prost? Ce muzică ușoară, bă? Bă, aici ați bani, vii la o nuntă, faci o nuntă, cântăm. Nu, eu vreau la muzică ușoară, tu nu înțelegi. Bine, ești prost. A avut dreptate, m-am dus eu acasă, am studiat și zic lui Petruța următoarea dată, tu, eu vreau la popular. E, așa da! Și am mers la... Eram colegi, aveam așa... Ionela Cristina Gheorghiu era colega noastră. Și pe Cristina Gheorghiu, cea de azi, Cristina Gheorghiu de azi. Cea de azi, da. Da. După aia, interpretat de muzică populară. De la ansamblu Armate, nu? Nu, Ciocârlia. Sau Ciocârlia. La ansamblu Armate am o altă colegă, Silvia Seminiuc, fosta Păvăloaie. Am fost colegi. Și complicate cu femeile astea care sunt mărite, nu mai știi cum le cheamă, care e una, care e alta. A, da. Știi vorba lui Ioana Radu, dacă nu eram Ioana Radu, nu eram ceea ce sunt. Dacă eram Braia, știi? O ascultasem într-un interviu. Și era Cântarea României și eu după vreo câteva din astea ore am plecat la ansamblu la Câmpul Moldovenesc, la Doina Rarăului. Ce casă de cultură aveam la Câmpul Lung. Nu mai aveți? Clădirea, da. Dar ce s-a întâmplat? E mol. Un fel de mol. Păi, făcută și acolo, de un botoșenean. Și acolo se, se face cultură. Și la mol. Cu păcănele? Cultura de mol. Ah, cultura de mol, da. Și, da. Da, nu, este o crimă ceea ce se întâmplă. Și o să vorbim mai pe larg despre evoluția muzicii. Nu, astăzi vorbim mai pe larg despre evoluția culturii populare, dar acum hai să revenim la... Nu, revenim la cântec, da. Pentru că eram la Casa de Cultură și acolo era domnul dirijor Adrian Codreanu. Și o orchestră frumoasă formată numai din cadre militare de la liceu militar. Erau oameni extraordinari de frumoși. Și când am auzit prima dată cum mi-a orchestrat pianul Sofia Vicovean, ca Lumina Păslaru pentru mine a fost, este și va rămâne cea mai mare interpretă a Moldovei și nu numai. Și pot să se supere celelalte colege și colaboratoare ale mele, dar ceea cezarului trebuie să-i dăm. Și când am auzit cum sună orchestra și cum trebuia să cânt eu la Cântarea României, wow, zic, eu aici rămân, nu mă mai fac actor. Da. Nașii mei de la Câmpul Moldovenesc, Doina și Liviu Ardeleanu, mi-a zis, băiate, dar dacă tu vrei să cânti, cântă. Dar hai să facem și o meserie. Nu, eu vreau să cânt. Da, bine. Și am luat locul 2
o... La faza pe județ? La faza zonală. Așa. Și zic, interjudețeană era. Nu, nu, zonală. Era faza locală, zonală, județeană, interjudețeană, a, națională. Deci era etapă. Zona mai mică, nu? Și când am văzut că eu am luat locul 2 și eu nu prea cântați în cor chestii, stai mă că eu nu sunt așa de prost, că erau unele de la Câmpulung, care acum sunt mari cântărețe, dar nu aveam niciun premiu. Apa! Și m-am pus pe treapă și de acolo mi-am luat drumul. A venit Revoluția, am început să merg la festivaluri, Dumnezeu să ierte pe doamna Rodica Dominte, directoarea de la Centrul Creației, mă trimitea la toate festivalurile. Pentru că între timp am cunoscut-o pe Maria Macovei, care ea s-a ocupat de cultura din zona humorului. Și mai mergeam și cu ea. N-am făcut ore de pregătire cu doamna Maria, am asistat cum să fac, dar nu s-a ocupat de mine. Eu am zis la un moment dat că mi-a fost profesoară, să dea bine. Și mă duce Maria Macovei la Rodica Dominte să-mi facă cunoștință cu doamna directoare de la cultură, care asta o să mă ajute, știu să facă și nu știu ce. Și mă rog, face cunoștință Maria Macovei cu doamna Rodica și stă, doamna Rodica Dominte avea niște ochi mari așa, botoșneacă la origine. Să uită așa la mine. Mă, dar pițenii, cum te mai cheamă? Zici, nu te cheamă Jânicușor? Zic, ba da. Mă, când aveai 3 zile, mă, eu te-am schimbat, mă. Și zice lui Maria Macovei, tu tot pe ei, ăsta mi-l aduci. Păi de asta e nipotul lui Doina și al lui Lili de la Câmpulung. Finul lui Maria se uită la mine și zice, da? Da, zic, am dat și mie, nu știi de la Câmpulung. Și a fost o relație foarte frumoasă cu cultura suceveană până la un punct, când erau profesioniști. De ce spui că când erau profesioniști? O să vorbim altă dată despre acest subiect. Și acum sunt niște conflicte, pentru că eu consider, și cu asta nu vreau să mă lungesc, în cultură, ca să poți promova oamenii din jur, nu trebuie să fie pus interpret sau, nu știu, care să se folosească de funcția respectivă să se promoveze doar pe el. Pentru da. Că sunt asta foarte mulți asta în jur. E valabil peste tot, unde un individ cu o profesie din instituția respectivă, cu carnet de partid, fără nicio cunoștință managerială, ajunge manager. Și se dă mare manager fără să aibă capacitatea de a face diferența între scop și obiective. Dumneavoastră vorbiți despre Partidul Comunist Român sau partidele de azi? Nu, eu vorbesc despre același partid, că nu s-a schimbat nimic. A rămas același partid cu aceiași oameni. Da. Nu s-a întâmplat mare diferență și cu aceeași mentalitate. Poate că pe vremea comuniștilor era mai bine, puțin, pentru că erau membri de partid, dar erau și unii dintre ei chiar capabili. Acum e un tip de... Mai dădeau niște teste pe bune. Da. Iar acum sunt niște indivizi care au un tip de mentalitate care n-aș vrea să spun cât de la est vine. Este de acolo venită și este implementată foarte bine. Da, hai să nu vorbesc eu. Da. Și de acolo am fost la foarte multe festivaluri. La unele am luat premii, la altele am luat trenul, la altele am luat și clasa 1. E bine că l-ai luat, că n-ai rămas acolo, că dacă rămâneai acolo. La altele am luat și clasa 1, la altele am luat și clasa 2, altele am mers și fără bilet. Asta era viața. Noi eram o gașcă care mergeam la festivaluri, ne-am împrietenit și... Vreau să spun că eu sunt de generație cu Cristian Pomohaci, cu Maria Butilă, dar de Ion generație. Dragan, ei sunt un pic mai mari. Nu, eu vorbesc cu Pomohaci doar de generație. Colegi de generație. Da. Ion Dragan, Petrică Mățu era, mergeam la festivaluri. Și mulți, n-aș vrea să-i înșir. În fine. Măi, când erau doamnele alea din televiziune sau din radio, când era Marioara Murărescu luam premii, dar când era cealaltă care încă trăiește, niciodată. Și eram supărat așa, zic, băi, dar numai ăia iau premii. Și când erau astea,
când nu erau, locul întâi, Marele Premiu. Locul întâi, bă, și totuși e o problemă undeva. Și uite așa, am renunțat să mă mai duc la festivaluri din cauza asta. Și m-am angajat, m-am dus la un festival la Toplița și m-am angajat la ansamblu Rapsodia Călimanului din Toplița. Am lucrat un an și jumătate. Da. Să nu uiți. Întreb, Toplița, eu știu că e o zonă, un oraș cu majoritate, da, cu majoritate minoritarii sunt majoritari, adică majoritatea de acolo e români. Nu, eu știam că sunt maghiari. Sunt și maghiari, sunt și români. Sunt și maghiari, dar majoritari sunt maghiari. Nu. Nu? Nu, nu, nu. Nu știu de ce. O leacă mai încolo, du-te. Bine. Eu de orașul Toplița, ziceam, da? A fost cea mai frumoasă experiență a vieții mele la Toplița. Și mi-e drag de Toplița. Să nu înțelegi că am ceva nu, minoritatea maghiară. Ferească Dumnezeu. Să nu ai, pentru că eu la Toplița... Chiar nu am. Am locuit într-un bloc lângă gară, unde era o familie de români, o familie mixtă și restul unguri. Eu aveam probleme în fiecare zi. Pentru că eu n-am gătit niciodată. Micul dejun îl luam cu doamna Clari, cina o luam cu doamna familia Morărean, la prânz când veneam, mergeam la Morico, adică, și m-au învățat ungurește. M-au învățat ungurește numai bine. Nu pot să reproduc niște lucruri, dar eu știam ungurește. Și când m-am întâlnit cu doamnele, și când mă întâlneam cu doamnele, eu credeam că le spun bine ai venit. Că ele așa mi-au zis, când vine RGBT, îi zici, iuha! Și le cădea fața. Și ziceam, doamnă Clare, dar ce am spus? Zici bine tu. Las. Da. După aceea, după episodul de la Toplița, în acea perioadă am reușit să fac câteva înregistrări la televiziunea română, pentru că eu am debutat ca interpret în televiziunea română, acolo am făcut primele înregistrări, era redactor domnul Palcu, Gheorghe Palcu. După care am venit la Suceava, am stat un an și aproape jumătate, însă drumurile mele s-au îndreptat către București, acolo unde trebuia, mă rog, să mă angajez la ansamblu Ciocârlia. Mă rog, a fost o mică țeapă mare. Cam prin ce an se întâmpla treaba asta? 96. Și eu tot mergeam la prietenii mei din radio, de la Ora Armate, și eram mândru că oamenii m-au ajutat. Era domnul colonel Pelin, Eugen Preda, mulți, Alexandru Leaua, Laurențiu Sfinte și mulți. Și oamenii ăștia m-au plăcut, mulți erau din zona noastră de aici și m-au ajutat și în armată când am fost, aveam și eu permisii mai multe, mă rog. Și mă întreabă domnul Pelin și mă George Florin Cosma, scriitor militar din Câmpul Lung. Mă, băiete, dar tu ce faci toată ziua prin București? Am vrut să vă fac o surpriză, dar surpriza s-a spulberat pentru că berea îi mai... S-a răsuflat. Părinca de Maramureș e mai tare decât berea lui Mozart. Și că, păi de ce nu ne-ai zis mai așa? Era vorba despre o persoană, nu vreau să-l amintesc, că n-are importanță, îi fac publicitate și așa nu mai are spectacole. Și zice, păi și acum ce faci? Păi nu mai sunt la Suceava. Și vrei să pleci din București? Nu. E, vii secretar de redacție la noi. Contract de colaborare, cum era pe vremea aia. Și eu un an, 2 ani aproape, am fost secretar de redacție la emisiunile Ora Armatei, unde preluam corespondențe din Afganistan, din teatrele de operație. Acolo am învățat să fonotechez, am învățat foarte, foarte multe lucruri. Timp în care... Meseria de jurnalist, exact, ce presupune... La armată am făcut-o. După care m-au dus, când s-au prins oamenii că e ok, m-au prezentat Jeanne Gheorghiu, un mare om de radio și televiziune, domnului Sebastian Sârcă și după aceea lui Gheorghe Verman.
care era directorul general al radioului. Și 6 ani de zile am făcut emisiuni la Antena Satelor, Radio România Tineret și la Armată. Mai aveam că era Radio România Tineret, după nu știu ce s-a întâmplat cu frecvențele alea. Și aveam în fiecare emisiune, pe, îți scriu carte din Armată, o emisiune, rubrici. Cu interpreți, cu două vorbe de la un cântăreț. Așa am deprins eu să fac un interviu, să învăț cum să-l aranjez în pagină, să învăț cum mai dai cotită ca să revii, da. Știi că mai alunecăm. Da. Și au fost niște momente pe care le-am trăit în radio și poate e mult spus, sunt mândru sau puțin spus că am fost contemporan cu Iosif Sava și l-am cunoscut bine, Emanuel Elenescu, care venea mereu și să ne spună povești și bancuri precum Popică în birou, dar el nu fuma. Și mulți, 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 Paul Grigoriu, care a fost colegul nostru. Și vreau să punctez un singur lucru foarte interesant. Marile voci care le-a avut radioul au plecat de la Radio România Internațională. Paul Grigoriu a plecat de la Radio România Internațională, de la secția franceză. Catin Caralea de la secția engleză. Nu vreau să monopolizez discuția. La radio, dacă nu ai o voce deosebită, nu ai ce căuta acolo. L-am cunoscut personal pe Paul Grigoriu și vocea... Erau frumusețe. Dar nu vorbesc de frumusețe. Vocea m-a marcat când vorbea cu noi, parcă vorbea la radio. Ionel Popescu. Da. O voce extraordinară, când erai, te capta radioul, da, în momentul în care îi auzeai vocea. Și alu Paul și mulți, da, alții. Da. Da, eu sunt mândru că am fost contemporan cu acești oameni și, ce să zic, m-aș fi bucurat să fiu mai mândru fie și altul sau mândră și alta. După care, în aceeași perioadă, am descoperit că se poate colabora și în alte părți. 4 ani de zile am fost redactor al emisiunii Tezaur Folcloric, alături de doamna Marioara Murărescu, cu care am avut o relație extraordinară, era un om minunat și de la care am învățat televiziune. Cum se face, cum le aranjez. Marioara Murărescu ca realizator și echipa ei minunată tehnică. Pentru că la radio este foarte simplu. Mă duc la radio, intru în studio după ciclop, îi spun pe butonul de intercomunicație, alo, bagi aia, ok, scoate piesa cu tare, bun. Ei, la televiziune se schimbă situația. Nu mai ești tu cu operatorul, acolo ești tu și ceilalți. Care? Nu care. De care depinzi. Și dacă nu știi să te comporți cu ei, mai pe românește, ți s-o răsturna paharul. Dar și ei trebuie să înțeleagă ce unii înțeleg, alții nu. Dar pentru depinde că, pe ce ton le spui. Da, da. Unii au mai fost, s-au mai întâlnit cu camera de luat vederi și știu cam despre ce le vorbești, dar unii nu s-au întâlnit cu camera, nu înțeleg ce le vorbești. Nu vorbim de echipa tehnică, nu vorbim de artiști. Nu, eu vorbesc de artiști, că în primul rând cu artiștii ai o problemă. E cea mai mică problemă. Problema e cu tehnicul. Dar se presupune că ei termină o școală superioară. N-are nicio legătură. Dacă nu înțelegi să fii prieten cu echipa și să fii om cu oamenii, eu 12 trebuie ani... Trebuie să fie o chimie în și cadrul echipei. Și dacă nu există, trebuie să ții un zid și să fii om cu toți. Dacă nu, ai încurcat-o și cum unele persoane nu înțeleg că trebuie să fii prieten cu echipa,
Le ies emisiunile cum ies. Iar unei vor să fumeze, să fumeze, să fumeze. Da, unii fumează, nu așa. Este o poveste pe care vă voi povesti-o după pauză. Acum am o scurtă pauză comercială pentru că s-a umplut timpul. Revenim imediat. Prieteni, am revenit. Rămăsese vorba să explicăm în ultima parte a primei părți despre chestiunea cu fumatul. Avem noi aici un coleg. Da, trebuie să spunem, da? Spuneți. Colegul nostru, dragul nostru Popică, operatorul acestei camere. Soțul doamnei Popică. Soțul doamnei Popică, care ne spune bancuri mereu. Eu nu prea țin minte bancurile. Că pentru mine, câte bancuri am auzit la viața mea, dacă le-ar ține minte, cred că aș exploda. Dar singurul banc pe care l-am reținut este un banc în care explică domnul Popică cum fumează el. Mă rog, sau... Care e visul cel mare da, al lui. Da, visul lui de a fuma. Să fumezi, 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 fumezi. Tu mie. Da, să revenim la ale noastre revenim. Pentru că ne-am veselit. Hai să vorbim despre maestrii care te-au ajutat, care ți-au marcat cariera la începuturi, la mijlocuri și în prezent, sau cum vrei. Măi, să știi că pe mine nu m-a ajutat nimeni din Moldova. Nu. Uite, dau un exemplu. Erau niște emisiuni la televiziunea română și la Antena 1. Și înainte era format o emisiune că dacă vrei să lansezi pe cineva, să vină unul consacrat și să-l aducă pe cel care să-l creștem. Acum dacă ai bani, mai contează. Și am rugat-o pe una s-o făcut când aude, am rugat-o pe aia altă s-o făcut când aude și a sunat-o pe doamna Veta Biriș, care e moldovean, că jet-beget, e de la Pașcani. Exact. Din patria vinului de la Jidvei. Chiar stă, locuiește în comuna Jidvei. Și a zis, da, cătă mamă, vin. Altă dată, bine că după aia mi-am pus în cap alte doamne, că vroiau și alea să vină. A fost cu mine Valeria Peter Pedescu, doamna Angela Buciu, Sava Negran, Nănașa Sava, toate moldovence. Toate moldovencele. Da. Dar de aici nu. Nu, păi de aici acum. Dar avem scame. Da, și eu am băgat la cap. Nu e nicio problemă. Nu, n-am purtat și nu port niciodată ranchiună pentru, din cauză pentru, nu contează. Eu mă retrag. Când e ceva, îmi iau mâna. Faceți cum vreți. Eu nu mă bag. Și unii se supără. Bă, dar cum? E mai bine așa. Dar, pentru mine, în anii 90, colaboram cu ansamblu Corneliei Ardelean de la Bistrița. Mergeam și pe la Casa de Cultură din Vatra Doarnei. Cornelia Ardelean m-a ajutat. Valeria Peter Predescu m-a ajutat. Nicolae Sabău, Dumnezeu să-l ierte, m-a ajutat. Mi-a dat texte, mi-a zis, uite, așa, așa, așa. Pe când, la Suceava, când eram la școala de artă, am întrebat-o și eu pe o doamnă. Doamnă, vreau să fac și eu cântece, să mă duc la radio, să înregistrez. Cum să fac? Munșește și ai să vezi. Da, am muncit, zic eu. Da, ți-a recomandat un hârleț, o sapă, o coasă? Cu ce să muncești? Nu. Cu cheia franceză? Cu ce? Asta n-a zis? Nu. Dar de ce crezi totuși că, din ce mi-ai spus, numai niciunul nu e moldovean. De ce crezi că la noi, în Moldova, n-ai primit un sprijin? Nu știu, nu știu de ce să zic, nu știu. Păi eu aveam slab, eram slab, aveam 55 de kg cu tot cu bocanci. Ai avut 55 de kg? Vreți să arăt niște poze? Da. Parcă nu-mi vine să cred. Am avut, da, acum nu mai am. Și nu cred că o să le mai am vreodată. Nu cred că le mai găsești. Nu, au plecat de mult. Nu știu, am constatat la un moment dat că în partea aceasta există foarte multă răutate. Există enormă.
Răutate cu rost sau fără rost? Pentru că... Fără rost. Dar de ce nu trebuie să aibă rost? De ce? Că una e mai bună ca alta, cealaltă este mai frumoasă ca cealaltă, una cântă mai bine ca cealaltă, aia cântă mai prost ca cealaltă, dar e mai rea decât cealaltă bună. Și... No, întrebarea mea viza o altă zonă. De ce aș face eu rău unui om fără ca eu să obțin ceva? Adică de ce l-aș împiedica pe un solist de muzică populară, eu solist de muzică populară fiind, l-aș împiedica pe el să promoveze pe scara profesională fără ca eu să obțin ceva? Pentru că este posibil ca la un moment dat acel solist să devină pericol pentru tine. Presupunând că între noi există 10-15 ani și niciodată nu vom intra în competiție. De ce l-aș împiedica eu pe ăla? Pentru că, spuneai mai înainte, cu orientări estice, au rămas multe dintre vedetele noastre de astăzi încastrate în timp. Ca mentalitate. Și atunci dacă îți făceau o rețepișă la partid sau la instituția care aia, te rădea. Sau, mă rog, depinde ce relații aveau. Că dacă aveau relații, asta e. Și ele credeau că funcționează așa. Între timp lumea s-a mai schimbat. Au mai dispărut și persoanele, au mai dispărut și alții. Și eu la începuturi când vroiam să fac interviu cu unele persoane, nu o să dau nume, nu vroiau să-mi dea interviu. De ce? Păi nu, era complicat. Eu înțeleg la aleșii noștri de astăzi, evită cu obstinație să apară pe ecran sau în prezența mea, dar la un solist de muzică populară, iartă-mă, Doamne! Nu, dar nici la și la ușoară, stai liniștit, că e la fel. De ce? Oricum, de la muzică ușoară se lucrează la altă clasă. Oamenii aia mai au și puțină cultură, au mai citit o carte, acolo e altceva. Este altceva. Însă până s-au dezmeticit interpreții de folclor că lucrurile s-au schimbat, păi nu vreau să dau un exemplu de o doamnă din Sud care nu vrea să apară la nicio televiziune, că ea e cu tare, că ea e nu știu cum. Și am zis, nicio problemă, sunt alții care vin. Cu mare drag! Stați, doamnă, acolo, nicio problemă. Cunosc și eu soliști, interpreți... care nu vor să apară la televizor și nu înțeleg de ce, pentru că până la urmă meseria asta e bine, cu publicul. Ce facem noi, facem pentru public. Păi omule, stai puțin, dar de ce, dacă ești interpret, ai ales să fii așa și nu vrei să apară la televizor, la ce mai cânți? Așa, ca să cânți. Ca să încurci. Da. Nu? Păi dacă nu vrei să apară la televizor, probabil că nici nu ai încredere în cântecul pe care îl cânți, în valoarea lui. La radio, la televizor, deci nu vrei să apare în public. Poate, dar nu știu, nu umblăm la ei. Eu am o vorbă, nu umbla la ei, lasă-i acolo. Da, ai dreptate. Fiecare pasăre pe limba ei pierea. Păsărica lui. Hai să vorbim un pic despre Mina Păslaru. O, Doamne! Pentru că am înțeles că ai o relație specială cu doamna aceasta. Eu am cunoscut-o când eram copil, venea la noi cu spectacole. Cu orchestra Plaiurile Bistriței din Bacău. Cântecele ei mi-au marcat copilăria pentru că Mina Păslaru avea ceva special în glas. Dar de ce avea cel special în glas? Pentru că Mina Păslaru nu era bucovineancă. Mina Păslaru era născută peste munte. A fost născută în Bistrița, pe Valea Leșului, la Ilva. În zona Ilve. Și a fost înfiată de la vreo 3-4 ani de o mătușă de-a ei în Sadova, la noi, la Câmpul Lung. Da. Și ființa asta a îmbinat cântecul bucovinean. Știi că pe Valea Leșului e un alt stil de a cânta, mai cu noduri, mai cu... Da. De aceea, probabil, nu știu, Mina Păslaru și-a avut și un profesor foarte bun, maestru regretat, un maestru George Sârbu, care a investit foarte mult în Mina pentru a fi ceea ce a fost. Păcat că ne-a
părăsit. Ultima oară când am văzut-o, ne-am întâlnit la radio la un spectacol realizat, Viața ca un spectacol al lui Viorel Popescu, prin, nu știu, 94-5, ceva de genul, nu mai știu exact. Și n-am văzut-o. N-am reușit să interacționez cu ea ca interpret, ca tânăr interpret atunci, la început de drum. Foarte mulți interpreți erau pe vremuri legați, și probabil e normal, de generația dinainte de realizator, de redactor, de la radio. Și unii chiar erau motivați să nu vorbească cu ăștia tineri pentru că nu-s pricepuți. Vreau să nu uiți ce spui, numai că în momentul ăsta o să te rog să ne indici un cântec al Minei Puslaru, din care să dăm două, trei măsuri să amintim telespectatorilor despre... Sunt multe. Mina Puslaru... Unu. Cu care să ilustrăm puțin discuția. Eu las la... Păi sunt și doine. Mina Puslaru a fost una dintre cele mai mari doinitoare ale Moldovei și Bucovinei. Sunt interprete foarte cunoscute care nu pot să doinească ceea ce face Mina Puslaru, ce a făcut. Nu știu, alegeți voi, dragi colegi, ce vreți voi, pentru că eu am fost coleg 12 ani și mai pun 4, ia uite că 16 ani, cu domnul Filip și cu Petru Rusu în televiziunea română și după aia în TVH. Și domnul Filip, Ion Filip, moldovean, de anul, de pe aici, mi-a dat o casetă. Și mă, băiete, zice, ține caseta asta că eu nu știu cât am să trăiesc. Ea avea vreo 80 de ani. Și am caseta. Cu cine era caseta? Am dăruit-o televiziunii. Rapsodia TV. A, cu Mina Puslaru. Da. A, deci o casetă cu Mina Puslaru. Video. Video. Înseamnă că e o adevărată comoară. Uh-huh. Cătălin, cum era câmpul lung moldovenesc pe vremea tinereții? Of, primitale? Doamne! Câmpul Lungul era un oraș superb. Mi-aduc aminte, trandafiri, flori. Iar la Casa de Cultură erau atâtea activități încât trebuia de multe ori să le reprogrameze pentru faptul că erau foarte mulți copii, era casa aia de cultură. Dar știi ceva? Vreau să spun un singur lucru. Casa de Cultură din Câmpul Lung moldovenesc are cea mai bună acustică din Moldova, a caselor de cultură. Ce m-a frapat pe mine, știi că în radio, până acum se țineau... Spuneai că s-a făcut mol. Stai puțin, înainte. În radio, benzile de magnetofon scrie pe ea. Opera Oedip, unde? Înregistrare făcută așa. Și mă uit, Casa de Cultură Câmpul Lung moldovenesc. Bă, dar ce caut acolo? Și m-am dus la... Multe am găsit înregistrări făcute, scrise pe bandă. Și m-am dus la un inginer de sunet care era trecut pe banda aia și zic, dar de ce la Câmpul Lung moldovenesc? Păi mă, copile, Casa de Cultură din Câmpul Lung moldovenesc are cea mai bună acustică. Și acolo au înregistrat Filarmonica din Iași, Filarmonica din Botoșani, Filarmonica din Bacău, piese de teatru, multe. Acum, Casa de Cultură din Câmpul Lung moldovenesc este închiriată, că aici e o mare problemă cu casele astea de cultură, este o afacere cam miroase a Metrorex, știi? Da. Un Rădoi Așa. Înțeleg. S-a făcut o asociație care gestionează casele de cultură a sindicatelor, care sindicate nu există, dar mă rog, e altă poveste. A, deci e Casa de Cultură a sindicatelor și a trecut în patrimoniu sindicatelor. Păi, nu, și sindicatele gestionează toată chestiunea asta, ele numesc managerul. Și asta au făcut o asociație a caselor de cultură. Da, care este în subordinea sindicatelor, naționale sau cum se cheamă, alea naționale. UGSR nu mai există. Nu, sindicatele noi. Sindicatele noi, îți spun sigur. E complicată situația, da. Și din punct de vedere legal și din
toate. Pentru că este o afacere care funcționează foarte bine. Cum și organizațiile tineretului liber au preluat niște case de cultura tineretului și așa mai departe. Și la fel le-a făcut MOL. Da. Asta e. Este foarte mare păcat, pentru că iată, la Câmpul Moldovenesc, dacă vrei să mergi, să dai un spectacol, trebuie să te vorbești cu X sau Y care are un salon din ăsta de nunți sau ceva. Da, până la urmă, dacă e proprietatea unui grup care e de drept privat, el hotărăște ce face. Nu este privat, este de stat. Cine, sindicatul? Nu, sindicatul este de drept privat. Nu. Aceste case de cultură ale sindicatelor au fost construite din banii românilor și date spre administrare sindicatelor. Și aici e o mare tam-tam și poveste. Ei spun că sunt din banii sindicatelor, din acest motiv. Să dovedească. Sunt la sindicate. Din motivul ăsta. La fel ca și organizațiile tineretului liber prea... care au preluat casele tineretului. Înainte de 89, cine construia? Care sindicat? Statul român. Ok. A făcut Casa de Cultură și a dat-o spre administrare. Da. Ca să aibă unde face toate paradele și toate nebunile pentru Ceaușescu, pentru partid, pentru... După 90, vorba unui distins domn președinte, băieții deștepți s-au reorganizat. Și trăiesc bine. Aceiași. Ei, normal. Hai să revenim la Câmpul Lungu tinereților dumneavoastră. Da, mi-aduc aminte cu drag de spectacolele date cu Doina Rarăului. Măi, era la Câmpul Lungu un țambalist, Nea Zaim. Nu știu, de Petru Zaim. Eu n-am auzit. Așa. Marius Rogojinski a fost elevul lunașa mea de la Câmpul Lungu. Și Nea Zaim... Băi, niște mustăți așa și niște unghii mari și când făcea așa la țambal, dar el nu cânta cu bețele, el cânta cu unghiile. Ba, extraordinar. Era ceva de vis. Ceva de vis. Și oameni frumoși. Mai este Gheorghe Slăvoacă, îl salut cu drag. Mai este domnul Codreanu, din vechea gardă. Niște oameni așa de frumoși. Erau acei rapsozi. Știi care e faza? Acum, uite, m-ai întrebat de Câmpul Lungu și mi-aduc aminte de portul nostru de la Câmpul Lungu. Toate cântărețele astea acum apar cu fuste până în pământ. Și odată stăteam eu așa și mă gândeam, mă, dacă așa se purta și mergeau la biserică sau cum... Dar cum, Doamne ferește, mergeau așa, tic, 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 tic. Nu, Catrința e până la o leacă mai jos de genunchi. Nu, până în pământ. Bă, dacă o alergi o leacă pe Lelea Mărie, să-mi chiedic. Știi, chiar mai bine mă chiedic, știi? Dar poate de asta le și poartă mai lungi. Să se împiedice mai ușor. Astea, Doamne, da, e o idee. Nu știu, tu ai să... pentru că suntem în zona asta așa ușor umoristică. Ai concertat, ai... A avut diverse momente când ai apărut pe scenă. Vreau să vorbim, știm sigur că sunt de întâmplări de din spatele scenei, întâmplări amuzante. Hai să vorbim puțin, să povestim vreo câteva. Una dintre ele, eram cu ansamblul Rapsodia Călimanilor din Toplița la un spectacol în Urmeniș, județul Bistrița. Și înainte de momentul meu, era un moment de codru, dans. Și acolo, în dansul ăsta, sunt niște figuri pe care fetele trebuie să țină băieții cu picioarele în sus, așa, și după aia se întorc și eram într-un cămin cultural. Unul era mai durduliu, așa, și s-a întors și s-a dus, poc! Nu l-am mai văzut, toată lumea a ieșit de pe scenă, eu n-am văzut că-i gaură acolo. Am intrat eu cu microfonul, poc, m-am dus. Și eu, după el, în fosă. Sub scenă acolo, da. Am ieșit de acolo, m-am scuturat un pic și m-aș încântat. A fost frumos. Trebuie, am folosit un cuvânt care are alte conotații, dar sub scenă, se cheamă fosă.
Da, a fost acolo, da. Unde se țin toate instrumentele. Mă rog, nu neapărat se țin instrumentele, de obicei scaune, în fosă stau instrumentiștii și deasupra sunt soliștii și corul. Păi ce ai folosit? Fosă, nu, fosă de teatru, da. Fosă de spectacol, da, că se folosește celălalt... fosă, da. De... Mă rog, asta e altă problemă. Dar nu, fosa este fosă de teatru. Unde stă suflorul? Unde stă? Acum stă la pantalon, într-o parte. Nu toate nu mai teatrele... stă în fosă unde au căsuța aia? Eu n-am mai văzut locul ăla, dar poate că la Botoșani, acum, dacă se reface teatru, se va face și căsuța suflorului. Eu am văzut la Timișoara, la București, am văzut căsuța suflorului la fosă. Da, orchestra stă în fosă. Da, da. Apropo de întâmplări amuzante, vreau să spun că m-am dus odată, până, și te rog să-ți mai spui alta. Spun una. M-am dus odată la Teatrul Constantin Tănase. Eram foarte tânăr și era un solist care cânta ceva după Engelbert Humperdinck și era o melodie cum cântă el cu note lungi și era tot contorsionat și cânta la microfon cu cablu și era într-o poziție de asta așa neferească și s-a oprit banda și a fost o liniște totală în scenă și în sală. Și omul a ieșit afară cu microfonul și s-a mers mai departe. Ia, lasă că am mai pățit eu cu de curând la un spectacol. Toată lumea zice, vai, cântă doamna, live! Și eu, știi că pun și eu botul. Bă, chiar cântă live. Și nu știu ce avea virus și laptopul ăla de pe care cânta și s-a oprit. Aule, nu mai cântă doamna live, zic. Dar, revenind la o filmă, te rog. Tot la Tănase era baletul și era prima balerină a corpului de balet de la Teatrul Constantin Tănase, care la un moment dat a făcut o piruietă și a alunecat și a căzut în fosă. Aproape se cade. S-a lovit ea la genunchi, așa. Ei, dacă până atunci... toate balerinele dansau și făceau Batman jute și Batman dandu, așa. Și singura care zâmbea era prima balerină care făcea. Din momentul ăla, asta era. Și toate erau. Da, sunt momente foarte frumoase. Sunt multe, spectatorii și telespectatorii n-au de unde să știe că în momentul păi în care te duci la o filmare așa și când filmam la grup așa sau pe rând, trebuia să intri. Și era domnul ăsta, regizor Nicolae Mecalin și era foarte dur, cum e Mircea nostru, foarte dur și striga... Guriști în platou! Mamă, când am auzit prima dată, cum adică ni spune așa? Și îmi cânta din gură. Hai, mamă, știpa odată? Erai vesel, n-aveai treabă. Dar, la o filmare, eram la Râmnicu Vâlcea, filmam cu Elena Ungureanu. Și ne duce într-un parc, în Zăvoi. Da, Râmnicu Vâlcea, era prin anii 97, parcă, sau 8. Păi și mirosea porci acolo în parcul ăla, în mijlocul orașului. Unul avea o crâșmă acolo în parc și în spate porci. Mă, și venea un niște rânduri așa de muște din alea. Dădea drumul la bandă să cânt. Poc muște, mamă, zic, fate, vomit, nu mai pot, iar. De vreo 4 ori. Dar muștile alea cred că le plăcea muzica, nu știu. La un moment dat, ce să mai, am mâncat la muște, numai să se termine, Doamne iartă-mă, filmarea aia, când nu mai terminam. Nu m-au dat ăștia de la Vâlcea, de la televiziunea respectivă, în noaptea de anul nou, că am mâncat muște. Deci numai Cătălin Maximiu și Sfântul Ioan Botezătorul au mâncat unul muște, unul... larve de... Acum mâncăm și greieri. Nu, mănâncă cine vrea. Din nefericire, trebuie să ne oprim. Mulțumesc mult, Cătălin Maximiuc. Mulțumesc și eu pentru invitație și vreau să vă spun încă o dată că sunt foarte mândru
că am lucrat cu cei mai mari interpreți ai cântecului popular. I-am cunoscut, m-au iubit și m-au respectat. Vorbesc de aia care nu mai sunt. Aici ne despărțim. Vă las în compania lui Cătălin Maximiuc cu melodie îndrăgită. Până data viitoare, dragi prieteni, vă urez fel de fel și care mai de care.